n-am soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezaur de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc. Bună seara, bun regăsit, dragilor! Vă spune al dumneavoastră Adelin Logofedescu și în această zi frumoasă de joi, 23 iulie, la o nouă întâlnire cu muzica bună aici la Accent TV, televiziunea care vă reprezintă, televiziunea unde cântecul este la el acasă. De asemenea, să știți, așa cum v-am obișnuit în fiecare seară de joi, o să vă aducem și invitații de marcă în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor. Și în această seară am deosebită plăcere de a-l găzdui în studioul de emisie Accent TV pe nimeni altul decât Valentin Andrei, căruia îi spun bună seara și bun venit alături de noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Se pare că am făcut din casa voastră și casa mea. Ne bucurăm perioadă. Să știi că ești mereu alături de noi aici la Accent TV și de telespectatorii care în număr cât mai mare ne urmăresc, deși noi suntem un post regional de ceva timp, suntem foarte urmăriți și le mulțumim telespectatorilor că sunt mereu alături de noi. Iată că și dovadă, avem un prim telefon care îi spunem alo, bună seara! Bună! Alo! Bună seara dumneavoastră și de domnul Valentin Andrei. Să rămână bună seara. Să rămână bună seara. Violeta Vărzaru din Stalția și vreau să fac niște dedicații. Cu mare dar. Pentru nepoțelul meu scump și drag Sebastian Nicolas, pentru tatăl lui Dan Vărzaru, pentru mama Melania, pentru bunicii mici și Divi Piculeasa din Azetoaia, pentru fratele meu Sandu Cozocaru din Tatomireș, pentru sora mea Lidia și Coseli Vasu din Cotofenii din Dos, pentru vecina mea Mioara, care peste vreo câteva zile și mai pune un trandafir în buchetul vieții. Îi spunem și noi la mulți ani să fie sănătoasă. Preta, fata Ramona, tatăl Nicolae Pacă, frate Florică și Ion, îi urez multă sănătate, multă fericire, să fie alături de tot ce un conjoară și iubită, să fie sănătoasă și fericită alături de familie. Domnul Valentin Andrei, am vorbit cu dumneavoastră și la Oltenia 3 TV și vă rog frumos, dacă vreți să mai faceți cântecul la lume, poate nu ți-am spus. De câte ori vă văd, numai la cântecul acesta mă gândesc. Vă doresc o seară plăcută. Mulțumim la fel, sănătate multă și dumneavoastră și la toți cei dragi și chiar avem pregătit, nu imediat, dar stați alături de noi că avem. Nu puteam să vin fără lume, poate nu ți-am spus. E o melodie care a prins. O melodie care a ajuns cu siguranță la sufletul oricărui român care iubește tradițiile și obiceiurile neamului românesc. Iată, lumea te iubește, lumea ți este alături. Din acest moment să știi că suntem și pe Facebook-ul televiziunii Accent TV Live cu telespectatorii noștri care ne urmăresc și din altă zonă în afară de Oltenia. Dar nu uitați că puteți intra în legătură directă cu noi la 0353 414 410. Valentin, pentru început vreau să-mi spui cine e pregătit în seara asta, ce noutăți ne-ai adus. Vreau să spun că am venit cu câteva melodii la început. Ți-am spus că mai multe albume, am vreo 6 albume pe piață și se pare că avem un telefon. Da. Haide să luăm telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit, Renioara din Vâlcea. Da. A dorit o melodie cu domnul Valentin Andrei. Cu mare drag. Ceva cu copii, are dâns o melodie foarte, foarte frumoasă. Avem. Care părăsesc părinții, care părăsesc copiii, nu știu cum se numește. Nu-mi dau seama la care vă referiți, că am mai multe melodii. Am pregătit cu copii, am și fată și băiat, am fată boboc de floare, am acasă un băiat. Că știu că cele mai multe melodii sunt cerute, cele de copii, de părinți, de frați. Am acasă un băiat, pentru că tocmai aseară, pe fita mea, mi-a născut un băiețel. Să vă trăiască, să vă bucurați de el. Să vă trăiască.
Și fetița, mulțumesc, că avem și pentru fetița o melodie. Vă doresc o seară plăcută. Să rămână, mulțumim și vă mai așteptăm cu mare drag alături de noi în cadrul emisiunii Tezaură de Folclor. Valentin, de unde vii tu în prealabil? Ce zonă? Vreau să spun că am satul, se cheamă Pietroaia, comuna Sopot. E undeva interferența cu Mehedințu. Da. Deci, te întreb aici, de ce ai ales Gorjul, și, adică Oltenia, și nu te-ai dus spre zona de Mehedinți, fiind la interferența acolo de Da, pentru că kilometri? Eu locuiesc în Craiova. Și fiind în Craiova, normal că am abordat și am folosit mai mult zona în care eu cânt mai mult. Pentru că la Craiova, într-adevăr, se cântă Mehedințul și Banatul și Gorjul, se cântă cam de toate. În general, zona Olteniei se cântă în majoritatea zonelor din România. Este un stil foarte bine... Da, vreau să spun că la Craiova, deși noi am adoptat, să spunem așa, și pe cei din Mehedin și pe cei din Olt și Gorjul, la Craiova, bine, și orașul mai mare și foarte mulți soliști vin și desfășoară activitatea la evenimentele de la noi. Iar eu am căutat să merg pe latura asta, gen Doljul meu, ca să zic așa, pentru că Oltenia, până la urmă, Gorjul în felul lui, Doljul în felul lui, sigur că fiecare Mehedințu, cu... în fi noi toți olteni, dar fiecare au diferite, eu știu, stilurile. Și am căutat să merg pe partea de Dolj, pentru că eu acolo locuiesc. Acolo când mai mult. Și cred că cele mai multe evenimente fiind în Craiova, e normal să le dau oamenilor ceea ce... Exact, asta spuneam. La tine, la țară, acolo unde ai copilărit, mai trăiește cineva, mai ai pe cineva mama, care... E mama, merg foarte des. De altfel, am avut acolo și un magazin vreo 19 ani, adică m-am ocupat și cu comerțul și sunt legat de sat. Dacă nu merg cel puțin o săptămână, măcar la două, mă simt foarte... Frați? Am și frați, mai am patru frați. Cânta? Eu sunt cel mai mic, nu, n-au treabă. Din familia ta a cântat cineva până în momentul de față? Așa, sau acasă, singur? Cum grădem noi, cum glumim noi în baie, știi? Așa, pentru casă, au cântat și ai mei, dar nu la modul încât să facă din asta o performanță sau să meargă să fie un purtător de folclor. În schimb, ascultători la sânge, să mă exprim așa. Vorbeam puțin mai înainte, tu până în momentul de față ai pe piață, ai adus în atenția telespectatorilor 6 albume. Vreau să ne spui aici textele și linia melodică, îți aparțin în totalitate sau... Vreau să spun că până prin 2007, așa, eu eram prieten și sunt în continuare cu doamna Jenny Nicolau, mai luam și de la dumnei texte. Nu linii melodice, liniile melodice eu mi le fac de la începuturile mele, dar textele mai luam. Fiind prietenia, lucrând la mulți, mai îmi plăcea câte un text, dă-mi-l mie. Nu se punea problema de așa ceva să nu mi-l dea. Dar în ultima perioadă, de vreo 12-13 ani, numai eu mi-am făcut singur texte și linii melodice. Am căutat să nu mai aglomerez, pentru că de multe ori creez așa cântece care mie îmi plac și zic, băi, păcat, de ce să nu le cânt pe ale mele, că pot să fac. Știu că m-a întrebat dacă și pentru alți colegi am asta creat. Vreau, am creat și pentru alți colegi. Nu pentru toți, la rând, care m-au rugat, dar pentru o parte care mi-au fost mie mai dragi ca oameni, le-am compus și lor. Și linii melodice am făcut foarte multe. Pentru un tânăr care e la început de drum, ce sfat i-ai putea da din perspectiva ta? Dacă ar veni să-și ceară o părere, sfatul, ce l-ai îndruma? Nu pot să-mi spui că dacă ar veni, pentru că deja vin. De multe ori sunt foarte direct. Eu consider că acest dar nu-l faci între timp. Adică, mergând la o școală, neapărat ajungi cineva. Greșit. Dom'le, trebuie să ai și ceva... Dacă nu te-ai născut cu darul, la școală îl perfecționezi, ajungi să înveți foarte multă teorie, înveți să faci o respirație dacă chiar nu te pricepi, dar eu consider că un solist care e născut cu acest har, în momentul în care începe să asculte un cântec cântat de un alt interpret consacrat, domnule, trebuie să-i dai acea culoare. Chiar dacă e în tonalitatea ta, chiar dacă e, cum să zic eu,
îi dai stilul tău, dar trebuie să-l cânți perfect. Exact. Tocmai prin asta fiecare interpret se evidențiază prin stilul lui de a merge și a intra la sufletul oamenilor, pentru că dacă ai stilul tău sau dacă copiezi pe cineva, nu cred niciodată că vei depăși acel om pe care tu vrei să-l copiezi. Niciodată. Chiar și în festivaluri pe noi ne îndrumau și ne spuneau că fii tu. O să vorbim puțin și de festivaluri, dar o să te rog să te pregătești de acolo să... Dă-mi voie că am o melodie pe care eu n-am mai cântat-o de vreo 14 ani, așa. Da. Cred că e imprimată 13 ani. Cârciumioară, Cârciumioară, să o dedic și lui verișoara mea, lui Ilina Aurica, că e în Italia, și m-a rugat, Dică, să-mi faci cântecul ăla, să mi-l trimiți. Cu mare drag... E o melodie în care o asculta când era plecată de acasă și zice, îmi place mie, îl cânti tu cu ceva patos, așa. Cu mare drag, toate melodiile din această seară le dedicăm și telespectatorilor noștri care ne urmăresc acum în cadrul emisiunii Tezauri de Folclor la Accent TV. Așadar, dragilor, în momentele următoare cântă și ne încântă aici la Accent TV nimeni altul decât Valentin Andrei. Beau o tărie și apoi vin ce-mi place mie. Iar când am vreo supărare, beau cu cine mi se încale. Îl cinstesc și pe creșmar, mă, și dau bani la lăutar, mă. Cârciumioară, cârciumioară, stau cu tine până de seară, că n-am unde să mă duc, sunt pe lume singur cu cârciumioară, cârciumioară, stau în tine până de seară, că n-am unde să mă duc, sunt pe lume singur cu. Cârciumioară, stau cu tine până de seară, că n-am unde să mă duc, sunt pe lume singur cuc. Cârciumioară, cârciumioară, stau în tine până de seară, că n-am unde să mă duc, sunt pe lume singur cuc. Am iubit s-a dus, mă, n-am
nimic de spus mai. Plâng lângă vioara ta mai, mi se rupe inima mai. Nu ești tu vreun pricopsit mai, dar măcar ești fericit mai. Cârciumioară, cârciumioară, stau în tine până de seară, că n-am unde să mă duc, sunt pe lume singur cuc. Cârciumioară, cârciumioară, stau în tine până de seară, că n-am unde să mă duc, sunt pe lume singur cuc. Să-i dau. Când mă uit la fata mea, mi se rupe inima. Doar la gândul că vreodată o să fie supărată. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Răsăritul meu de soare, de mic am ținut-o în brață, ea e rostul meu în viață. O iubesc pe fata mea, o dau pe toată lumea. Cine o supără pe ea, să fugă din calea mea. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Mi-amintesc când eram mică, era tare frumușică. Nu știa multe cuvinte, doar tată striga prin curte. Timpul fuge, timpul zboară, acum este domnișoară. Sunt mândru lume de ea, ea e fericirea mea. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Fata mea, tu n-ai să știi cât de mult te pot iubi. Tu ești bogăția mea și frumoasa lui tata. Dragostea în glumă. Am un suflet păcătos, iubește ce e frumos, mă. I-am spus inii, mi-am spus că iubitul-i greu de dus, mă. I-am spus sufletului meu că frumosul-i face rău, mă. I-am spus
că iubitul-i greu de dus, măi. I-am spus sufletului meu că frumosul-i face rău, măi. Supărat, măi. Făcui glumă din iubit și văd bine că am greșit, măi. Mă prin zorile, prin sat, necăjit și supărat, măi. Făcui glumă din iubit și văd bine că am greșit, măi. Dragostea, măi. Ai tot crezut în iubit și ai avut de pătimit, măi. Eu știu că ți-ar fi mai bine de-ar fi mândra lângă mine. De vrei să ai liniște, nu mai crede-n dragoste, măi. Mai bine de-ar fi mândra lângă mine. De vrei să ai liniște, nu mai crede-n dragoste, măi. Mulțumim, Valentin. Vorbe adevărate, cântece pe măsură. Iată, telespectatorii noștri, să știi că de la prima telespectatoare care a intrat în legătură directă cu noi, mi-am dat seama că tu ești o persoană iubită și îndrăgită, de aceea am ținut și morții, și așa să spun, să deam alături în această seară în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor. Vorbe adevărate, vorbe frumoase în cântecele tale, te regăsești în toate melodiile pe care tu le aduci în atenția ascultătorilor și iubitorilor de cântec? Nu neapărat. Vreau să spun că atunci când creez, într-adevăr, le înțeleg pe toate pentru că le trăiesc. Dar nu înseamnă că sunt toate create pentru mine. Ai văzut că îi cer de acasă melodii care sunt de băiat, de fată, lume, poate nu ți-am spus, în general de viață, de oameni care, eu știu, nu tot timpul viața a fost numai roz, adică au mai și iubit, au mai fost și un pic iubit. Și, da? Și atunci creăm cântece pentru cei care ne ascultă, nu neapărat pentru noi. Dar în unele din ele, într-adevăr, trebuie să ne și regăsim. Să ne și regăsim. Și cred că la fiecare cânte îl trăim fiecare dintre noi. Pentru că nu poți să cânți dacă nu trăiești și cântecul. Exact. Crezi în momentul de față, când vorbim, folclorul mai este pe mâini bune? Tinerii din ziua de astăzi duc mai departe folclorul tradițional și tradițiile strămoșești care ne-au lăsat străbunii noștri? Eu cred cu tărie că asta se întâmplă. Deja văd în ultima perioadă că avem foarte mulți copii care încearcă să cânte. E adevărat că unele, eu știu, examene sunt greu de trecut și unii copii renunță pe parcurs pentru că muzica nu e doar muzică. E greu. Adică a face muzică și a face performanță, eu consider că, ți-am zis, e dăruit de sus. Și trebuie să muncești. Da. Da, dar până la urmă un copil face cât poate el. Dacă nu are și de sus dat,
Eu consider că meseria asta, fără acel dar de sus, nu poți merge prea departe. De acord cu tine. Dar folclorul, eu consider că încă mai dăinuie și e pe mâini bune. La început, înainte să ne interpretezi cele trei melodii, vorbeam puțin de concursuri, de festivaluri. Ai fost vreodată dezamăgit de la un spectacol venit sau de la un festival? Nu ți-a ieșit exact cum îți doreai? Vrei să renunți? S-a întâmplat ceva? Nu să renunț, pentru că niciodată nu am fost dezamăgit de mine. Am crezut și am știut cu tărie că nu doar ce la un concurs, la un festival, e totul. Și de ce spun asta? De mic am învățat un lucru. Eu ascultam un solist, un interpret, pe care cel de lângă mine nu-l plăcea. Și atunci am zis, băi, dacă nu mă place cine e în jurul ăla, 5 oameni, 10, că sunt acolo, da? Sau mă plac decât 4-5 și mai mult de jumătate consideră că nu merit eu acel premiu, asta nu înseamnă că nu pot merge mai departe și că eu chiar nu cânt bine. Și am crezut în mine și dovada faptului că azi, la ora actuală, sunt soliști mult mai cunoscuți decât mine, pe care eu le lucrez cântece, texte, care eu le spun unde greșesc și atunci îmi dau seama că acesta nu sunt chiar atât de... un lucru foarte bun dacă creezi și pentru ceilalți colegi de cântec. Iar eu consider că, din punctul meu de vedere, am fost în festivaluri și am văzut festivaluri în care au luat trofee soliști care la ora actuală nu se mai audi. Și nu pentru faptul că n-au avut susținere, pentru că aici trebuie să muncești foarte mult și știm cu toți că dacă în timpurile de azi, după Revoluție, dacă nu mai ai bani, nu poți să te lansezi, clar. Dar unii din soliștii care au luat trofee, eu cunosc cazuri, nu dau nume că nu e cazul, dar care au luat trofee, nu se mai aud ei, pentru că n-au cântat bine niciodată. Da, a fost unchiul, a fost mătușa, a sponsorizat concursul, da? Și atunci e normal că predomină banul și asta e dezamăgitor pentru cei care... chiar sunt talentat și te pomenești cu el că pleacă cu o mențiune sau poate nici nu intră în concurs. Pentru că e normal că nu poți să-l aduci în fața publicului pe un solist care cântă frumos să spui că nu-i dau premiu. Păi cum? Ai avut vreun model în viață pe care l-ai urmat sau ți-ai dorit să ajungi la un nivel, la un solist, care, la un interpret de muzică populară pe care ție ți-a plăcut foarte mult? Sau? Aș putea spune că mi-au plăcut toți. Mă refer, toți din cei care, când eram eu mic, cântau. Și aici vorbim de Ion Dolănescu, de Maria Ciobanu, de Irina Loghin, de, mai dau nume, Nelu Bălășoiu, toți soliștii care aveau discuri, da? Eu îi ascultam. De la fiecare luam câte ceva. Vreau să ne spui cum ți-ai descoperit talentul ăsta între ale muzicii, de unde a plecat dragostea pentru cântec? Nu m-am întrebat de dragoste pentru că eu m-am născut. Eu nu știu, eu la sărbările când eram mic, aveam 5 ani, 6 ani, eu cântam. O să te rog să reții ideea, avem un telefon care îi spunem, alo, bună seara! Să trăiți cu respect, bună seara și invitatul dumneavoastră să trăiți mai bine. Sandu Oprițescu de la Glogova. Bună seara, domnul Sandu, ne bucurăm multă că sunteți alături de noi în această seară. Da, ca de obicei, tot colegii dumneavoastră vorbesc cu dânsii. Ne bucurăm că sunteți... Cu mare drag vă ascultăm. Da, pentru familia mea, pentru soția mea, Luminita, copiii mei, Sandra Georgiana, Florin Adrian, Rares Mihai, tatăl meu, Adrian Treancă, și cumnata Mileana din orașul Motru, moșii mei din Ponoare, Mehedin, Beta și Lucian Lăscău, și nu în ultimul rând pentru dumneavoastră, să trăiți, vă mulțumesc, 1000 de ani trăiți. Și dumneavoastră, și toți cei dragi ai dumneavoastră. Mulțumim, domnul Sandu, foarte mult și vă mai așteptăm alături de noi în cadrul emisiunii Tezauri de Folclor aici la Accent TV, cât și la Radio Accent, de ce nu. Dragilor, nu uitați că puteți intra în legătură directă cu noi la numărul afișat pe ecran 0353414410 în cazul în care aveți să-i adresați o întrebare invitatului meu din această seară sau să discutați pur și simplu cu el aici la Accent TV. Sau puteți face de și dedicație cu mare drag pentru cei dragi dumneavoastră. Valentin, tu în afară de cântat, cu ce te mai ocupi în timpul liber? Cu ce mai jonglezi între cântat și... Am spus, am făcut comerț cu amănuntul, am considerat că mă regăsesc și acolo. De ce ai renunțat? Pentru că lucrând cu oamenii, e foarte greu să nu te fure, ca să mă exprim corect, da? Iar mie nu-mi plac judecățile, nu-mi plac lucrurile grele. Lucru comun e cel mai dificil. Da, și mi-am dat seama că eu nu mă puteam ocupa permanent de
În ultima perioadă nu mai puteam ocupa în permanent de comerț, pentru că era mai mult plecat. Pentru că vii după două zile de drum, auzi, deja ești la pat. Dorm. O să te rog să mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, doamna, cum vă numiți? Nuță Emilia Zdașo cu domnul Valentin, o melodie. Cu mare drag îl aveți aici la accent. Cu mare drag. Cu dumneavoastră. O melodie anume sau pur și simplu o melodie? Se pare că s-a întrerupt. O să rugăm pe doamna să revină cu apelul telefonic. Dacă dorește să adreseze invitatului meu din această seară o întrebare sau de ce nu o dedicație, cum spuneam mai devreme. Valentin, spuneam mai devreme de festivaluri și concursuri. Chiar mie mi s-a întâmplat, fiind concurent la rândul meu, mergând la un festival... Și cu mai mulți colegi se întâmpla în cazul în care nu se câștiga un premiu sau nu ajungea la punctul forte unde își dorea să preia acel premiu. Era dorința de a se retrage, dacă nu câștigă premiu, să retrage. Crezi că dacă erai negativ dacă pierdeai? Stai să-ți explic, nu în toate festivalurile eu am luat premiul întâi. La primele festivaluri chiar nu luam. Pentru că eram începător, ca să zic așa. Pentru că erau unii din colegii mei care îi cunoșteau jurul, indiferent cum era combinat și cum era compus, când ajungeau. Tu ce mai cânti, mă? Dar râdeau și glumeau ca și când erau copiii lor. Și atunci eu care veneam la început, am avut odată la un festival, la Târgoviște, în care nu mi-au dat decât un premiu de popularitate. Iar cineva a spus, dar de ce nu i-ați dat un premiu? Că merita. Păi ce, la început, să mai vină. Să nu crezi că e chiar tot timpul adevărat. Eu adică nu mi-e rușine și nu mi-e frică să spun niciodată treaba asta, pentru că eu nu mai am nevoie de acele premii. Dar asta e adevărul, asta e realitatea. Eu le spun pentru cei de acasă, pentru copiii tineri care, dacă nu au luat un premiu, să meargă în continuare. Să nu pentru renunțe. Exact, și va veni și ziua lor norocoasă. Câți din soliștii mari n-au participat la concursuri și nu au luat poate 5-7 ani, nimic. Și după 7 ani au luat trofeul. Au început și să se ridice în ușor-ușor. Le-a venit și lor rândul. O să am rugămintea din nou să te pregătești să cântăm, căci de aceea ne-am întâlnit în această seară, să aducem cântece pe sufletele oamenilor care ne urmăresc în acest moment. Așadar, pentru dumneavoastră, cântă în următoarele momente Valentin Andrei. Să-i văd că o duc mai bine, nu mai am grijă.
zile la noi în sat, măi. Nu mai sunt ca altă dată, măi. Pline de băieți și fete. Satul meu e o poveste. Iar la porți iarba mare stăteau babele la soare. Vorbeau tineri din sat de uitau de frământat. Plin era de viață satul de la un capăt la altul. Și neumbălat că tinerii au plecat, plin cu flori de nalbă. Parcă și el mă întreabă, unde-s flăcăii din sat, că pe el n-au mai urcat. Îl urcam cu toți de-a latul, de la un capăt la altul. Fetele cu dor, plin era de viață dealul când tata lega pe breazul. Azi e trist și neumbălat că și tata a plecat, mă. Și tace că nu pot ani întoarce, să văd satul înflorind, mă, și pe tata întinerind, mă, să mai fiu copil odată lângă mamă, lângă tată. Făceam eu altă dată, mă. Toate au fost și doar mai fi, nici când n-o mai fi copii, mă. Că așa-i lăsat în viață să fii copil doar o dată. Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat
și desăl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745-772-672. 0351-463-738. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Ana Delivery gătește zilnic pentru tine. Suntem alături de clienții noștri în fiecare zi cu o varietate de preparate proaspăt gătite. Pizza, paste, desert, mâncăruri tradiționale, preparate din pește, pui, porc, vită, oaie, mâncăruri de post. Comenzi la telefon cu prefix din orice rețea 222229 sau online pe ana-delivery.ro. Ana Delivery. În fiecare zi, în siguranță, livrăm preparate proaspăt gătite cu drag pentru clienții noștri. Vă mulțumim pentru încredere și vă onorăm cu promptitudine comenzile. Petrol Gaz Elmark, Petrol Gaz Elmark. Stația de alimentare cu carburanți Petrol Gaz Elmark comercializează toată gama de carburanți de cea mai bună calitate și prețuri fără concurență. Fără concurență. Petrol Gaz Elmark din Scoarța, județul Gorj, vă pune la dispoziție vulcanizare și spălătorie automată pentru autoturisme și camioane. Vă așteptăm în comuna Scoarța, strada principală, județul Gorj. Petrol Gaz Elmark, dă viață mașinii tale. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Pensiunea Casa Gorjenească. Situată la 5 km de centrul orașului Târgu Jiu, într-o zonă liniștită în Iezureni, pensiunea Casa Gorjenească pune la dispoziția oaspeților 14 camere, internet wireless gratuit și o parcare privată. Prețul cazării începe de la 70 de lei. Mai multe detalii la telefoanele 0761 129 396 sau 0760 852 251. Pensiunea Casa Gorjenească. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770 115 004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Știm că pentru noi, femeile, este foarte important modul cum arătăm. Cu ajutorul unei tehnici inovative, fără ac, reinventăm folosirea acidului hialuronic. Creștem volumul buzelor, umplem liniile fine și ridurile profunde, chiar și bărbaților. Lash & Beauty by Adina vine acum cu o noutate revoluționară. Spune adio durerii și urmelor lăsate pe buzele tale. Ne găsești la Janin Beauty Center. Poți urma cursurile noastre de extensii gene și hialuropen, unde vei descoperi tainele acidului hialuronic. Lash & Beauty by Adina, din pasiune pentru frumusețea ta. Știm că a fost greu să stai acasă.
dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Viața mereu, ca așa a vrut Dumnezeu. Dar tot El mi-a dat putere și-am scăpat de zile grele. Azi privesc zâmbind în față, că viața mi-a dat speranță. Un băiat mi-a dăruit rodul meu pe acest pământ. Azi privesc zâmbind în față, că viața mi-a dat speranță. Un băiat mi-a dăruit rodul meu pe acest pământ. Îl strâng în brață, parcă-aș mai trăi o viață. Știu că numele-mi rămâne de mora sau de mor mâine. Dar cât mai am de trăit, sunt un tată împlinit, fericit și împăcat. Am în casă un băiat, dar cât mai am de trăit, sunt un tată împlinit, fericit și împăcat. Am în casă un băiat. Mă-ți bat din zori până-n seară să-i fac viață ușoară. Ca părinte n-am să las ca să treacă prin necaz. Și-am să-l învăț doar de bine cum să se descurce în lume, să trăiască în dreptate. Și-n viață va avea parte de oameni, de omenie și de multă bucurie. Am spus câtă dragoste am dus. Am dus dragoste curată, n-ai să înțelegi vreodată. Lume, poate nu ți-am spus câtă dragoste am dus. Am dus dragoste curată, n-ai să înțelegi vreodată. Dar ce folos că am iubit dacă n-am fost fericit? Ce folos că am suflet mare dacă n-am nicio crezare? Dar ce folos că am iubit dacă n-am fost fericit? Ce folos că am suflet mare dacă n-am nicio crezare? S-a purtat de val ca floarea ruptă din mal. Când cu o mândră, când cu alta, dar văd că întrece viața. M-am lăsat purtat de val ca floarea ruptă din mal. Când cu o mândră, când cu alta, dar văd că întrece
trece viața, de-aș putea întoarce roata, ca știi cum să-mi trăiesc viața. N-aș mai pune suflet dor ca să pot râi ușor, de-aș putea întoarce roata, ca știi cum să-mi trăiesc viața. N-aș mai pune suflet dor ca să pot râi ușor. Trec ușor prin viață, n-au avut dragostea-n brață, n-au iubit, n-au pătimit, au fost ca o furunză-n vânt. Unii trec ușor prin viață, n-au avut dragostea-n brață, n-au iubit, n-au pătimit, au fost ca o furunză-n vânt. Dar eu nu mă pot schimba, fac ce-mi cere inima, și chiar dacă mai greșesc, iar încep ca să iubesc. Dar eu nu mă pot schimba, fac ce-mi cere inima, și chiar dacă mai greșesc, iar încep ca să iubesc. Viața de la cap, nu m-aș gândi la ce fac, m-aș gândi mai mult la mine, ca să-mi fie în viață bine. De-aș lua viața de la cap, nu m-aș gândi la ce fac, m-aș gândi mai mult la mine, ca să-mi fie în viață bine. Dar am un suflet curat și iubesc cu adevărat, nu-mi bat joc de ce iubesc și-am ajuns să pătimesc. Dar am un suflet curat și iubesc cu adevărat, nu-mi bat joc de ce iubesc și-am ajuns să pătimesc. Așa a făcut și tata la elala, a jucat cu măicuța la elala, și s-a însurat cu ea la elala. Încep vor alegănat la 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 la, mărunțel și apăsat la 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 la, joacă băiat lângă fată la 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 la, pasul după turugoată la 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 la. Pui hora cu foc, la-i-la-la, fetele intră în joc, la-i-la-la, jucăm hora legănată, la-i-la-la, și pusă-i ochii pe-o fată, la-i-la-la, că-i frumoasă firarea, la-la-la-i-la, și mi-a furat inima, la-la-la-i-la, toți întorc capul să vadă, la-la-la-i-la, și mie mi-e tare dragă, la-la-la-i-la. Pot să-i furguriță, la-i-la-la, vreau să o pun pe dușul mea, la-i-la-la, să ne privească lumea, la-i-la-la, că văd după cum privește, la-la-la-i-la, că pe mine mă iubește, la-la-la-i-la, mă iubește și mă vrea, la-la-la-i-la, nu spune la nimeni, la-la-la-i-la, că văd după cum privește, la-la-la-i-la, că pe mine mă iubește, la-la-la-i-la, mă iubește și mă vrea, la-la-la-i-la, nu spune la nimeni, la-la-la-i-la.
Am revenit, dragilor, alături de dumneavoastră. Nu uitați că puteți intra în legătură directă cu noi la numărul de telefon afișat pe ecran 0353414410. Dacă aveți de făcut o dedicație sau un gând de transmis invitatului meu din această seară, Valentin Andrei. Valentin, ce înseamnă portul popular pentru un artist în muzica populară? Păi, cred că înseamnă 50%. Adică în momentul în care apari în fața oamenilor, trebuie să porți măcar o cămașă populară, un brâu care să te reprezinte. Nu mai vorbim că nu se mai poartă acele opinci. Eu consider că nimeni prea se mai fac atât de ușor. Nu mai sunt cei care, într-adevăr, trăbunii noștri le făceau. Că, din câte mi-amintești, nici bunicul meu nu l-am prins cu opinci. Adică în momentul în care eu am venit, ei deja purtau tenis, pantofi, cu totul altceva. De la moda... Dar eu consider că totuși, atunci când vrei să spui că ești interpret, trebuie să porți costumul popular. O să vreau să mă luăm un telefon care îi spunem bună seara și bun venit alături de noi în cadrul emisiunii Tezauri de Folclor. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! O recunosc vocea asta. Da? Cam greu să intră la dumneavoastră în directul ăsta. Să știți că liniile sunt foarte, foarte solicitate. Doamnă, eu știu cine sunteți. Avem un băiat la regie, unul Bogdan, care îndoaie firul tău de fiecare dată când știe că vrei să intri în direct. Înseamnă că atunci când îl prind că trece la țară, trebuie să-i înțepă o roată ca să nu mai fac așa, da, Bogdan? Să-l urecheați. Hai să le spunem celor de acasă că avem la telefon pe doamna Lizica Drăgoi. Să rămână. Vă pup și vă iubesc. Mă bucur din suflet că am intrat în direct cu voi, cu amândoi, pentru că sunteți oameni speciali, sunteți oameni dragi sufletului meu și... Să-l felicit pe Valentin, pentru că în seara asta este invitatul tău. Mulțumesc din inimă. Pentru toată munca lui, pentru toate eforturile pe care le face și ale tale, pentru că ai grijă să aduci în casa oamenilor tot ce mai bun și mai frumos și să le bucurăm sufletele în fiecare zi cu toate piesele pe care le difuzați. Asta încercăm și noi aici la Accent TV, să aducem oameni dragi pe care telespectatorii noștri îndrăgesc, melodii noi în premieră, de ce nu, și de asemenea vrem să intrăm în fiecare seară de joi cu interpreții de valoare aici la Accent TV. Este un lucru foarte bun. Pentru că oamenii așteaptă în fiecare zi de la voi să le dăruiți lucruri frumoase și să-și bucure sufletul, să știți. Este o terapie pentru toată lumea și pentru noi. Valentin, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ești prietenul meu. Ești mai mult decât prietenul meu, ești fratele meu mai mic. Mulțumesc. Pentru cine nu știe, Valentin asta reprezintă pentru mine, fratele meu mai mic, pe care mă pot baza în orice oră din zi și din noapte. Frații mei sunt departe și el este singurul care este aproape de mine. Și nu numai de mine, pot să spun. Mai are un alt lucru pentru care îl iubesc, faptul că el dăruiește dragoste pe unde se duce. Și să știți că nu o spun sub nicio formă, o spun, este un lucru adevărat. Valentin, dacă poate să dăruiască din sufletul lui, să știți că dăruiește și de multe ori nu primește ceea ce ar trebui, dar cu toate astea el merge mai departe, este mai apric de fire, dar la fel de repede se stinge, că este leu. Este leu și leu, așa trebuie să se manifeste, da, trebuie să fie leu în continuare. Și este o valoare de om prin tot ceea ce reprezintă el ca și prieten, ca și solist. Își face textele și toate melodiile, m-a ajutat și pe mine și eu îmi creez textele și melodiile. De data asta m-a ajutat fratele meu pentru că este fratele meu. Și pentru mulți alți soliști, să știți, a făcut texte și melodii care au ajuns șlagăre. Încă o dată felicitări, succes. Vreau să-ți mulțumesc din toată inima. Este deosebită. Să rămână mii de mulțumiri și să știți că vă așteptăm și pe dumneavoastră într-o viitoare emisiune aici în cadrul emisiunii Tezauri de Folclor la Accent TV.
drag, Adelin. Adelin, drag. Vreau să spun că Lizica e un om special, e un om deosebit. Ea e asistentă la terapie intensivă la Spitalul numărul 1, regional Craiova. Și de fiecare dată ea cu mine de la serviciu, vine mai mult plângând. Și spune, da, iar am dat ajutor la oameni care n-au putut. Ea e un om special, un om bun, un om care e calm, care ne rabdă pe toți. În grupul nostru, noi suntem un grup foarte, să spun așa, mare. Și ea e una dintre persoanele care ne temperează, care are răbdare mai multă cu noi. Probabil că e defect profesional din partea cealaltă. Că dacă ar fi semănat în partea alta muzicii, noi toți suntem așa un pic mai aprici. Da. Mai. Dar ea e un om bun și un om care am ajutat-o cu toată inima mea și de fiecare dată, dacă pot, chiar dacă eu sunt mai aprins așa câteodată, că prea mai multe pe cap și prea nu, mai mă las pe mine și nu pot să-i ajut de fiecare dată, îmi pare rău că nu-i pot ajuta, nu că ei apelează la mine. Și atunci când nu pot să-i ajut pe un om, iau foc. Dar iau foc pentru că nu-mi dă Dumnezeu mai multă putere să-i ajut. Dar în rest, îi ajut cu toată inima mea. Să știi că Dumnezeu ne dă pe măsură cât putem duce și cu siguranță ne va da așa pe sufletul. Lizica, mai ești acolo? Ascult. Da. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, îți mulțumesc pentru toate aprecierile și cu mare drag când pot. Cu mare drag. Doamne ajută! Încă un lucru pe care cei de acasă nu știu, Valentin este un om foarte credincios. Dacă ați văzut chiar mai înainte, în interviu spunea, dacă Dumnezeu vrea sau dacă Dumnezeu poate, el nu face nimic fără Dumnezeu și este foarte important în viață să nu facem nimic fără Dumnezeu. Doamne ajută, o noapte binecuvântată și să ajungi cu bine acasă! Mulțumim din inima, mulțumim, te pupăm! Să rămână o seară frumoasă, vă dorim și noi de aici, de la Accent TV, toată echipa și țin să le mulțumesc și colegilor mei și din regia de emisie că sunt alături de noi. Iar între timp, Valentino, am să te rog să te pregătești să ne cânti din nou, pentru că telespectatorii noștri așteaptă cu nerăbdare să-i adresezi cântecele tale din această seară, să vii cu melodie noi aici alături de noi la Accent TV. Pentru noi doi să-ndrept ce-am greșit odată, când nu aveam mintea coaptă. Privesc către Dumnezeu și-l întreb pe sunt om rău, că din multă bunătate am ținut prea mult în spate. Privesc către Dumnezeu și-l întreb pe sunt om rău, că din multă bunătate am ținut prea mult în spate. Te-ai deschis și-ai strâns în tine doar dureri și amărăciune. Din dragoste și iubire am pătimit neștire și prea târziu mi-am dat seama ce-am iubit a fost degeaba. Din dragoste și iubire am pătimit neștire și prea târziu mi-am dat seama ce-am iubit a fost degeaba. Sufletului meu, ani cu pace, bucurie,
ce-am iertat, iertat să fie, că așa-i viața făcută. Cui faci bine, el te uită, când iubești nu ești iubit. Suflete, te-ai pătimit, ajutași pe fiecare, de la mic până la mare. Și în loc să-ți mulțumească, au ajuns să te urască. Iar lângă măicuța lor, traiul este mai ușor. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Este lăsat să rămân în casa lui cu nevastă și copii. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Și-am să le dau ajutor, eu și cu măicuța lor. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Viața e o călătorie, iar copii o bucurie. Eu sunt putre de bogat, am și fată și băiat. Pensiunea Casa Gorjenească.
situată la 5 km de centrul orașului Târgu Jiu, într-o zonă liniștită în Iezureni. Pensiunea Casa Gorjenească pune la dispoziția oaspeților 14 camere, internet wireless gratuit și o parcare privată. Prețul cazării începe de la 70 de lei. Mai multe detalii la telefoanele 0761 129 396 sau 0760 852 251. Pensiunea Casa Gorjenească. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672 0351 463 738. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj. Un ziar care te reprezintă. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Pornește motocoasa ta Stihl și începe sezonul de cosit iarbă în zonele cu vegetație abundentă. Datorită tehnologiei germane avansate, motocoasele Stihl au un consum mic de combustibil, eficiență la tăiere și vibrații reduse. În plus, personalul distribuitorilor noștri îți oferă consultanță. Acum la Eurosport ai prețuri speciale pentru motocoasele Stihl. Pentru oferta completă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter și complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Mutru și Novaci, Drobeta, Saturnul Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Curier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770 115 004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști.
personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Salon Mihaela. Salon Mihaela vă oferă coafură și cosmetică cu produse profesionale și aparatură de ultimă generație. Calitate superioară, consultanță gratuită, prețuri accesibile. Salon Mihaela răspunde tuturor așteptărilor dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Constantin Brâncuș, numărul 55, vis-a-vis de Super 2000, acolo unde idealul dumneavoastră de frumusețe întâlnește un profesionist. Informații și programări la numărul de telefon 0744 379 909. Salon coafură cosmetică Mihaela. S-a deschis drumul iubirii, jumătatea mi-am găsit, visul mi s-a împlinit. Sunt în culmea fericirii, s-a deschis drumul iubirii, jumătatea mi-am găsit, visul mi s-a împlinit. Doar un înger poate spune că e mai frumos ca tine. Ești ca luna de frumoasă, te-aș mai iubi încă o viață. Doar un înger poate spune că e mai frumos ca tine. Ești ca luna de frumoasă, te-aș mai iubi încă o viață. Ceas nu e minut să nu fiu cu tine în gând. Te iubesc și sunt iubit, lume eu sunt fericit. Nu e ceas, nu e minut să nu fiu cu tine în gând. Te iubesc și sunt iubit, lume eu sunt fericit. Astăzi am jurat iubire și orice ar fi pe lume, nimeni n-o să ne despartă, rămâi a mea viața toată. Astăzi am jurat iubire și orice ar fi pe lume, nimeni n-o să ne despartă, rămâi a mea viața toată. Dumnezeu ne-a dat noroc să fim amândoi pe un loc. Luna și cu stelele ne cunosc destinele. Dumnezeu ne-a dat noroc să fim amândoi pe un loc.
Luna și cu stelele ne cunosc destinele. Faci parte din viața mea și-ți dăruiesc inima. Îți pun lumea la picioare pentru dragostea ta mare. Faci parte din viața mea și-ți dăruiesc inima. Îți pun lumea la picioare pentru dragostea ta mare. De când te iubesc pe tine, toate văd că merg bine. Ai poftă de viață în fiecare dimineață. De când te iubesc pe tine, toate văd că merg bine. Tu îmi dai poftă de viață în fiecare dimineață. Tinerii din lumea toată să aibă noroc în viață, să se iubească mereu, așa cum faci tu și eu. Faci parte din viața mea și-ți dăruiesc inima. Îți pun lumea la picioare pentru dragostea ta mare. Toate chipzuite, ce e rău să dai deoparte și să petreci când se poate. Dar dacă ești un cu minte, le faci toate chipzuite, ce e rău să dai deoparte și să petreci când se poate. Trece și păcat ca să trăiești supărat. Pe cei drasti nu-i aproape, fi om bun și cu dreptate. Viața trece și păcat ca să trăiești supărat. Pe cei drasti nu-i aproape, fi om bun și cu dreptate.
trecut și eu prin multe, dar am mers tot înainte. Omul de când e lăsat, soarta mereu l-a încercat, mă. Am trecut și eu prin multe, dar am mers tot înainte. Unii din ei m-au lăsat, din cei ce i-am ajutat, că-mi stau în cale. Dacă am sau dacă n-am, rămân la tot cumpătat, mă. Caut să fac lucruri bune pentru cei de lângă mine. Încă două cântece frumoase aduse în dar de invitatul meu din această seară, Valentin Andrei, spre vizionarea dumneavoastră aici la Accent TV. Valentin, vreau să ne spui, în afară de muzica populară românească, mai și al hobby cu care jonglez între muzică și în momentul de față, acum la momentul... Nu, acum am rămas doar pe muzica populară. Doar atât am considerat că am timp să fac și că dacă te implici în toate, nu faci niciodată... Ți-ai mai fi dorit să mai faci altceva pe lângă muzică? Cred că asta îmi doresc cel mai tare. Mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara! Bună seara! Din Predești, Sărăcin Stancu mă numesc. Predești, o comună vatră de legendă și de istorie. Felicitări pentru emisiunea dumneavoastră. Mulțumim frumos! Aș adăuga faptul că greutatea emisiunii dumneavoastră e dată de invitatul pe care îl aveți. Mulțumesc. În această zi în care pământul a înghițit darul lui Dumnezeu, apa, animalele respiră liniștit, plantele au râs de bucurie, oamenii liniștiți și-au deschis inimele. Cântecele acestui băiat izvorăsc din pământ satului Pietroaia, comuna Sopot, unde a văzut lumina zilei. Trec prin sufletele oamenilor, al căror obraz este brăzdat de necazuri și nevoi, și apoi urcă spre cer. Cunoscând-o pe mama lui Vali, așa cum alintă toți prietenii și toți consătenii săi, îmi spunea că atunci când era mic și ca toți copii plângea, parcă cânta. Cred că bunul Dumnezeu a fost bun cu Vali și a dăruit cântecul. Mulțumesc din toată inima. Vreau să fac și o dedicație pentru toți prietenii mei de la Pietroaia, satul Valii. Sigur că... Marian, Bula, Aurel, Aurică, Sandu și celor necăziți. Celor necăziți, mă refer la bolnavii și bătrânii de la căminele de bătrâni. Doamne ajută! Succes, Valii! Mulțumesc din toată inima! Vreau să spun că e vorba de domnul Sărăcin de la Predești, un om căruia îi zic de multe ori tăticu, pentru că familia Sărăcin pentru mine înseamnă foarte mult. Aș putea spune singura familie din comuna Predești care, atunci când vorbesc de Predești pentru mine și spun acasă Predești, spun familia Sărăcin. Oameni minunați, oameni care atunci când eu eram mic au crezut în mine și tot timpul mi-au văzut un viitor frumos. Nu pot să spun cât de fericit eram când dumnealui era primar la Predești și mi-aduc aminte că era doamna Filuța, organizau pe acolo pe timpul... O să adăugăm și noi pe doamna Filuța. Da, și vreau să spun că mă urcau pe scenă și vreau să, nu ca o laudă, îmi ieșeau spectacolele mele. Adică eu, copil fiind, să cânt pentru timpurile alea era ceva frumos. Iar dumnealui mă urca mai mult în braț, așa să zic.
Și îi iubesc din toată inima mea și respect din toată inima. Tăticul, sănătate, sănătate și lumica lui doamna vice, că s-au întors rândurile, acum doamna vice e la primărie, e vorba de soția dumnealui, și aștept să ne vedem cu drag. N-a rămas că ne vedem la un grătar. Ne întoarcem puțin la cântecele tale care le-ai adus în această seară în atenția telespectatorilor noștri și vreau să te întreb cu cine ai colaborat, cu ce orchestră, cu ce dirijor ai... Vreau să spun că în primul album l-am avut pe maestru Marcel Parnica, care mi-au și devenit prieteni împreună cu doamna Mioara, îi pup, îi iubesc, sunt minunați, după care am făcut vreo 4 albume cu maestru Aurel Blondea. Am bătut mai mult aici la Gorj. Iar la vreo 15 melodii așa, am colaborat cu ambii și, bineînțeles, cu prietenul Adi Ghiocel, care e un minune de om, un prieten bun și care atunci când mă văd cu el, parcă mă văd cu un frate. E un deosebit pentru mine. Ca și o ultimă întrebare... Și mai am 2 melodii, aș da timpul înapoi și am și fată și băiat, orchestrate de Nicușor Troncea, de la noi, de la Creva, care le-am făcut la Marian Bucosu. Mai am o melodie acum, va apărea, frumoasă, tot de el orchestrată și a dorit el, că altfel aș fi venit-o la Adi, dar el îmi zice, Nicușor, am cântat-o la emisiune la un post local, la Craiova, și în ce vreau să o orchestrez eu. Nicușor are un băiat minunat, un băiat care, din punctul meu de vedere, și caracter, dar și meserie la fel de bine, poți vorbi despre el. E minunat ca om. Valentin, cum se prevede sfârșitul anului 2020 din punct de vedere profesional cât și personal? Cum vezi tu lucrurile până la sfârșitul anului? Cum vor decurge? Proiecte noi? Pentru mine, dacă te referi, da, eu am proiecte noi, am melodii, chiar am început și o colaborare cu maestru Dascăl la Chișinău, am dat ceva material în lucru. Ți-am zis, mai am încă o melodie cu Nicu Troncea. Pentru mine, în ceea ce mă privește, muncesc mereu. Dacă mă întreb de situația națională, nu mai e nimic sigur pe pământul ăsta decât rugăciunea și Dumnezeu. Dacă cineva se abate de la asta, eu consider că nu prea avem altă șansă decât să ne mai rugăm, pentru că nu mai e stabilitate și nu mai e nimic. Valentin, ia că cu pași repezi ne apropiem de finalul acestei ediții minunate. Eu țin să-ți mulțumesc pentru prezența din această seară și dacă ai un gând bun de transmis telespectatorilor, chiar te rog să o faci. Aș vrea să gânduri bune am tot timpul. Nu reușesc de fiecare dată, dragii mei, să vă dăruiesc prin cuvintele mele ceea ce mi-aș dori eu să aveți. Dacă cei de lângă mine ar avea numai, dacă eu aș avea numai jumătate de când vă doresc noastră, eu aș fi fericit și n-aș mișca un pai. Vă doresc tot ce e bine și frumos pe lume și vă rog eu, dacă puteți, iubiți pe cei din jur, că numai așa veți primi iubire. Dăruiți că primiți, dacă nu dăruiești, tot ce dăruim se întoarce de 10 ori împotriva noastră. Dacă suntem buni, e adevărat că ne mai mâniem, pentru că trăim într-o lume a timpurilor grele și că avem și de multe ori multe eșecuri, dar încercați să fiți cât mai buni unii cu alții și ajutați-vă cât puteți, că asta e important. Să fiți sănătoși și, v-am zis, să fiți unii lângă alții, că asta e important. Valentin, încă o dată îți mulțumesc că ai fost alături de mine și de colegii mei aici din Trustul Accent. Vreau să mulțumesc și telespectatorilor că au fost alături de noi și în această seară și ne-au suportat timp de 2 ore. Eu vă dau întâlnire, dragilor, și joia viitoare, începând cu ora 20:15 minute, tot aici la Accent TV, la emisiunea dumneavoastră preferată, Tezaur de Folclor. Până săptămâna viitoare, toate bune! Știu, în viață în mine am avut speranță și-am muncit de copil mic, mult am tras să mă ridic. Eu de când mă știu, în viață în mine am avut speranță și-am muncit de copil mic, mult am tras să mă ridic. Astau bine pe picioare, nu-mi stă nimeni în cale, sunt stăpân pe viața mea, nu fac rău la nimeni. Aș stau bine pe picioare, nu-mi stă nimeni în cale, sunt stăpân pe viața mea, nu fac rău la nimeni.
prieteni doar doi. Astăzi când merge bine s-au strâns toți pe lângă mine. Dacă dau anii înapoi aveam prieteni doar doi. Astăzi când merge bine s-au strâns toți pe lângă mine. Dar mă întrebea sărăcii câși linii nu ar fugi. Că eu știu când ai de greu nici el neam nu-i neamul tău. Dar mă întrebea sărăcii câși linii nu ar fugi. Că eu știu când ai de greu nici el neam nu-i neamul tău. Să mă stingă oricare. Trăiesc cu dragoste în viață, Dumnezeu mă ține în brață. Nu sunt ca o lumânare, să mă stingă oricare. Trăiesc cu dragoste în viață, Dumnezeu mă ține în brață. N-am uitat când aveam țoală și când mâncam pâine goală. Din sărac am ajuns domn, dar eu sunt același om. Toți banii din lumea toată nu mă schimbă niciodată. Că omul care e om nu se vinde pe un pol. Vreau de mâine tânăr să fiu, mândra pe genunchi soțiu, măi. Of, nu găsesc un târg să iau, anii tinerii care-i vreau. De mâine tânăr să fiu, mândra pe genunchi soțiu, măi. Și să pot gândi ca azi, nu m-aș da pe cinci bărbați, mă. Rostul la iubit la stâne, nu m-aș da pe ori și cine. Și să pot gândi ca azi, nu m-aș da pe cinci bărbați, mă. Rostul la iubit la stâne, nu m-aș da pe ori și cine. Și mă gândesc ce mă plâng că îmbătrânesc. Că am iubit în viața mea tot ce mi-a vrut inima, măi. Of, dacă stau și mă gândesc de ce plâng că îmbătrânesc. Că am iubit în viața mea tot ce mi-a vrut inima, măi. Cât am trăit pe pământ, am iubit și-am petrecut, măi. Am umblat ca pasărea unde mi-a vrut inima, măi. Cât am trăit pe pământ, am iubit și-am petrecut, măi. Am umblat ca pasărea unde mi-a vrut inima, măi.
dar și acum mândra vorbește, că iubesc, dar bătrânește. Noaptea când o strâng în brață, îmi vine poftă de viață. Dar și acum mândra vorbește, că iubesc, dar bătrânește. Noaptea când mă strânge în brață, îmi vine poftă de viață. Am iubit la tinerețe, iubesc și la bătrânețe. Cui place dragostea, își găsește liniștea, măi. Trece timpul ca nebunul, nu ne iartă pe niciunul. Și cu ce rămâi în viață, ce-ai iubit și-ai strâns în brață. Soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezaur de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc.